CS Hunedoara își continuă parcursul triumfal din seria 9 a Ligii a 3-a de fotbal, pe care o conduce detașat, echipa de pe Cerna fiind de mai multă vreme calificată în Final Four. Într-un meci contând pentru etapa a 15-a, ultima care se desfășoară în acest an, Corvinul a învins acasă cu 4-1 pe CS Ocna Mureș, singura echipă care a scăpat până acum, neînvinsă în duelurile cu Hunedoara, în tur fiind egal. Cu 14 victorii și o remiză, și la 7 puncte în fața celor de la Metalurgistul Cugir, hunedorenii mai au nevoie de o victorie pentru a termina sezonul regular, din care mai sunt 3 etape, pe prima poziție, iar acest lucru se poate întâmpla chiar în primul meci de anul viitor, de pe terenul antepenultimei clasate Avântul Reghin, însă obiectivul corviniștilor este promovarea în Liga a doua. Ce ne-am propus noi să terminăm turul plus etapele care au mai fost de disputat din retur pe primul loc, am atins primul obiectiv, dar echipa ce mă bucură că a arătat de cel puțin de 3 etape, sunt într-o creștere evidentă de formă, dar n-am realizat încă nimic, suntem conștienți, dar cum v-am promis, după pregătirea de iarnă vom arăta mult mai bine, zic. Nu mă interesează adversarii, mă interesează jocul nostru să crească de la săptămână la săptămână, ceea ce eu zic că e evident și asta mă bucură. Noi am creat emulația în jurul echipei și în oraș, suntem datori, noi am ridicat ștacheta, trebuie să o menținem și să ducem echipa în Liga a doua. În seria a 7-a, CS Medeva iernează pe poziția secundă după victoria cu 2-0 din deplasarea de la Viitorul 2 Târgu Jiu, echipa din reședința de județ mai având nevoie de un singur punct în ultimele 3 etape ale sezonului regular pentru a ajunge în Final Four, acolo unde este deja calificată lidera CSM Reșița. Acest punct ar putea fi obținut chiar în prima etapă din 2022, când Deva va juca acasă cu Lanterna Roșie Aurul Brad. Moții pierzând în ultima rundă din acest an acasă cu 4-1 la Pandurii Târgu Jiu, a treia clasată și cu șanse mari de a intra în Final Four. Cealaltă echipă hunedoreană din serie, Jiul Petroșani, a terminat anul pe poziția a 6-a după egalul de acasă 2-2 cu Voința Lupac, cărășenii având șanse mari de a prinde poziția a 4-a la finele sezonului regular. Echipa din Vale va juca în deplasare la Gilortul Cărbunești în prima etapă anului viitor, în al doilea weekend al lunii martie, dacă nu se vor întâmpla chestiuni neprevăzute, Gilortul Cărbunești fiind penultima clasată, față de care Jiul are un avans de 4 puncte.